Pe domnul Florea Rada l-am întâlnit dize dimineață la centrul de îngrijire și asistență, cu părul aranjat și o ținută ireproșabilă. Peste 5 zile urmează să împlinească venerabila vârstă de 88 de ani. Ne-a mărturisit că cea mai mare dorință a sa ar fi să-și vadă poeziile într-un volum de versuri care l-ar face extrem de fericit. Vreau să fie cunoscut în Slatina asta, că ăsta e orașul nostru cel mai apropiat. Eu sunt de natal născut la Perieți și pentru asta am venit să fiu supravegheat aici de multe condiții umane, adică medical, sanitar și orice intervenție care ar putea să vină la un om bătrân. De-a lungul vieții, bătrânul talentat a scris peste 200 de poezii, inspirându-se din viața de zi cu zi. Scriu de când am avut timp liber, mereu am scris. Fost la undeva într-un sat o femeie și un bărbat. Trei băieți avea și o fică, rost și stare bunicică. Însă aveau un rău nărav, iuți la fire toți grozav. După moartea soției în 2012, a decis să vină în Slatina la centrul de îngrijire și asistență și este de părere că aceasta a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o. Vizibil emoționat, bătrânul ne-a mărturisit că trăiește prin intermediul poeziilor sale și că speră să-și vadă visul împlinit cât mai curând.